Mulțumim Domnul nostru mare, care merită slăvit așa cum am cântat. Aceasta se potrivește și lecției noastre, creștinul în raport cu alte religii, pentru că Dumnezeul nostru, așa cum spuneau evreii, având în vedere același Dumnezeu, este mai mare decât toți Dumnezeii, slăvit să-i fie numele. Ca titlu general, putem spune creștinul în raport cu alte religii, dar ca și titlu specific, am putea spune creștinismul biblic în raport cu alte concepții religioase. Bine ar fi ca întreg creștinismul să fie biblic, însă realitatea dovedește că lucrurile s-au deplasat înspre alte religii, înspre lume, căci noi vorbim despre creștinul în lume, înspre spectrul demonic. În aceste condiții am putea spune creștinul în raport cu lumea, în plan religios. Privind la realitatea religioasă, se observă că omul este religios prin actul creației, pentru că este creat de o ființă supranaturală, de Dumnezeu. Astfel nu există popor fără conștiință religioasă. În toate religiile există concepte care vizează nemurirea, actul de închinare, aspirația spre dreptate, ceea ce dovedește, sub un aspect sau altul, că oamenii au fost creați să fie religioși și nu pot scăpa de această necesitate și stare lăsată de Dumnezeu în om, care își are epicentru în conștiința religioasă, despre care citim în Roman, capitolul 2. Apostolul Pavel scrie despre cei cărora nu li s-a propovăduit legea sau de atunci încoace care nu au auzit de Evanghelie. Roman 2 cu 14 la 16. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, pentru că între conștiință și cunoștință și gândire există un raport direct, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Deci chiar cei ce nu au avut cunoștință despre Scripturi vor fi judecați în conformitate cu legea lui Dumnezeu, tocmai datorită caracterului general religios. Creștinismul, în ansamblu său, în originea sa, în concept, diferă de toate celelalte religii prin revelație, adică prin descoperirea lui Dumnezeu, dată în mod deosebit prin Moise și apoi completată, desăvârșită prin Domnul Iisus și, bineînțeles, prin mântuirea realizată de Dumnezeu prin Domnul Hristos. În creștinism, efortul și căutarea aparține divinității. Omul are doar binecuvântata ocazie să accepte harul pe care Dumnezeu l-a oferit prin legământul încheiat cu omul. Să citim doar din Efeseni, capitolul 2, pentru a observa binecuvântata stare din creștinism față de celelalte religii, unde omul este chemat la o trudă de o viață și fără o promisiune fermă a unei cunoaștere a divinității și a fericirii. Iată ce citim din Efeseni 2, de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Un om mort nu are niciun calificativ. Dar din condiția aceasta, de zero, spune Scriptura aici, versetul 5, măcar că eram morți în greșelile noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și insist asupra ideii, citesc de la versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință.
Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Merită să slăvim numele Domnului pentru aceasta. Avem o religie bună pentru că Dumnezeu ne-a căutat și El îngrijește de toate cele necesare în vederea mântuirii noastre. Să privim acum într-o primă parte a lecției noastre la o imagine sumară a religiilor, o privire de ansamblu asupra religiilor monoteiste și respectiv politeiste. Lumea aceasta, în mod fundamental, este colorată din punct de vedere religios, nu doar politic. Filozofiile și chiar războaiele își au originea în conținutul religios al gândirii. Aceasta dovedește că, de fapt, omul este sub influența unui cosmos care este în conflict. De aceea, atâtea păreri sau chiar teoriile putem numi pe cele fundamentate și larg acceptate despre fenomenul religios, despre divinitate. În ce privește religiile monoteiste, deci cele care cred în existența unui singur Dumnezeu, amintim iudaismul, adică religia Vechiului Testament, bazată pe revelație. Ea este corectă, numai că actualmente iudaismul, sau cum mai este numită religia mozaică, a suportat multe metamorfoze față de revelația Vechiului Testament prin adăugirile teologilor evrei, prin cele două comentarii succesive ale Torei, ce formează Talmudul, Mishna și Gemara, plus alte scrieri, Midrashurile și altele. Și în cadrul iudaismului sunt anumite confesiuni. De exemplu, sunt iudei și de aici și rabinii și concepția în sine de răsărit sau de apus, sefar sau aschenaz. Statul evreu cunoaște în mod deosebit în ultimul secol o revigorare și din punct de vedere religios. Ei nu și-au pierdut credința de-a lungul celor 2000 de ani, de exemplu, după distrugerea lor națională prin cucerirea Ierusalimului de către romani în anul 70. Dar acum, odată cu coagularea lor și readunarea în patria de origine, ei sunt cel puțin evrei ortodoxi sau chiar ultra-ortodoxi, foarte dedicați credinței lor. Dacă în timpul Domnului Hristos, pentru vindecările realizate de El în sabat, erau în stare să-L omoare, și acum acești evrei zeloși sunt în stare, în măsura în care le permite legea, ei fiind totuși un stat laic, să dea cu pietre după tine dacă umbli în sabat cu mașina. Deci este o religie încă actuală, în parte biblică, dar datorită multelor interpretări apărute în mod deosebit în perioada intertestamentară, nu mai își păstrează în întregime caracterul biblic. Așa cum știți, și cu aceasta aș spune eu o concluzie fără echivoc, cei ce aparțineau aceste religii, în felul în care ea a evoluat în sens negativ, nu l-au cunoscut pe Domnul Hristos, ba chiar mai mult l-au răstignit. O a doua religie monoteistă este mahomedanismul, islamismul, apărută în secolul VII, născută din zona creștină, poate tocmai datorită decăderii creștinismului. Ca fondator, ca profet, cum știți, îl au pe Mohamed, dar ei nu îl divinizează, decât îl pun
drept vârf de piramidă al profeților, în a căror listă îi acceptă pe Avram, pe Moise și chiar pe Domnul Hristos. Ei cred într-un Dumnezeu ascuns și au 5 percepte de bază: credința în rai și iad, rugăciunea, pe care știți că o practică cu regularitate cei care se țin de islamism, milostenia, Ramadanul, acea lună de post, o lună toamna în fiecare an, și pelerinajul la locurile sacre, în mod special Mecca și Medina, dar și moscheia lui Omar, de pe locul templului, este socotită a treia, al treilea loc sacru pentru ei, de aceea ei țin atât de mult la a le reveni Ierusalimul. Aici este disputa cea mare, cum spunea profetul, că va face Domnul din Ierusalim o piatră grea. De Ierusalim sunt legate toate cele trei religii monoteiste: iudaismul, de care am vorbit, islamismul și, bineînțeles, creștinismul, din care facem parte și noi, religia Bibliei întregi, a Vechiului și Noului Testament, care a venit în completare și împlinire prin revelația și lucrarea Domnului Hristos. În ce privește religiile politeiste, ele au apărut în Babilon, care este un simbol al politeismului, prin religiile mesopotamiene, sumeriene, având încă din faza primară aproximativ 3.000 de zeități, cu accente celeste, cu închinare la soare, lună și la constelații, dar în același timp și demonologici, deci cu zeități atât pozitive cât și negative. Oarecum reflectă realitatea din univers. În Egipt s-a format ulterior un nou spectru religios, mai moral decât cel din Babilon și decât cel din zona cananită, unde închinarea prin Baal și Astartea, cum știm din istoria Vechiului Testament, era marcată profund de imoralitate. Se practica așa numita prostituție sacră. În zona noastră europeană a apărut religia Greciei cu toată mitologia pe care o cunoaștem în parte, însă chiar din educația pe care am primit-o la vremea potrivită la școală, apoi religia romanilor. Și de aici acest panteon al religiilor s-a extins în prezent, și asta ținând cont și de numărul mai mare a populației. În Asia se concentrează religiile cele mai numeroase din cadrul politeismului. Astfel, hinduismul adună cei mai mulți adepți, o religie multipoliteistă cu peste 330 de milioane de zeități. A avut o formă mai primară, vedism, este înrudită cu brahmanismul, cu sikhismul. Alte religii, confucionismul, își ia numele de la părintele acestei mișcări, Confucius, care a adunat învățătura părinților săi, care are o anumită moralitate, dar care este împlinită foarte profund cu oracole, ce ar vrea să pună în acord omul cu configurația cosmică. Și în același timp, dacă vă spuneam, în religia babiloniană există accente de divinități bune și de respectiv divinități rele, la fel în budism, în confucionism, în taoism, care este tot o filozofie mistică de origine chineză, se încearcă a se împleti, considerându-se că este un echilibru între plus și minus, cele două elemente, yin și yang. Acestea, de exemplu, își fac simțită prezența la noi prin meditații transcendentale sau prin diferite practici de medicină paralelă.
Iată cum se dovedește ce am spus de la început, că omul este religios prin însă și natura sa. În toate acestea se observă o aproximare a adevărurilor biblice, dar cu accente foarte deplasate. Există, de exemplu, în hinduism o triadă a trei zeități de bază, Brahma, Shiva, Vishnu, sau ideea de budeitate, de încorporare în absolut, prin reîncarnare. Ciudat este, am întâlnit cândva un credincios, un predicator, care încerca să facă o paralelă între meditația la care suntem noi chemați potrivit Scripturilor și meditația transcendentală, la nașterea din nou și reîncarnare. Observați, diavolul pe toate acestea l-a deplasat, nu în mod total, pentru că oamenii, spune Scriptura Romană 1, că l-au cunoscut pe Dumnezeu la început, dar a încărcat în mod negativ adevărul, schimbându-l în miciună, cum nota apostolul acolo. Le-a sugerat oamenilor diferite forme de împlinire, cum de exemplu spuneam despre accentele imorale, a favorizat guvernările, de exemplu șintoismul japonez, religia imperială a cezarilor sau cea egipteană, implică, amestecă conducerea imperiului cu conceptul religios. Astfel, faraon era considerat un zeu. De aceea, în cartea Exod este scris că Dumnezeu i-a spus lui Moise: te fac Dumnezeu și pe Aron preotul tău, să discute cu Aron, prin Aron, cu faraon de la egal la egal. Asta pe înțelesul lor. Și prin toate plăgile, Dumnezeu a zdrobit sistematic politeismul Egiptului. După cum și Ilie, la rândul lui, a cerut de la Dumnezeu un semn prin absența ploii, ca să dovedească incapacitatea lui Baal, care era zeul fertilității. Tocmai de aceea i-a provocat să își cheme Dumnezeu pentru a-și dovedi incapacitatea. Privind spectrul religios, aș mai aminti doar întreagăt că Africa a fost marcată în cea mai mare parte prin animism, concepția potrivit căreia toate obiectele lipsite de viață sunt locuite de spirite. Astfel, oamenii se închinau la un copac sau deopotrivă la o stâncă, la amulete sau alte statuete confecționate de ei. Iată de ce spuneam încă de la început, să mulțumim Dumnezeului nostru mare, care ni s-a descoperit că în lumea aceasta atât de confuză și de întunecată, Dumnezeu a aprins lumina ca să putem cunoaște adevărul, să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. În ce privește conținutul mișcării creștine, evoluția celor 2000 de ani de la Domnul Hristos până la zi, cum știți, biserica s-a format în condiții foarte simple, naturale, fără a exista o instituționalizare și nici n-a putut să fie datorită prigoanelor repetate, însă odată cu acceptarea prin împăratul Constantin a religiei creștine în mod oficial alături de alte religii și în mai puțin de un secol adoptarea ei ca religie de stat și suprimarea celorlalte religii, lucrurile s-au schimbat. Biserica catolică s-a impus peste celelalte patru centre episcopale din vremea aceea. Și în mod deosebit, începând din secolul V, episcopul Romei s-a pretins a fi papa, adică acel locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ, un fel de lider absolut al bisericii. Biserica a fost instituționalizată și s-a fundamentat dobândind putere
spre sfârșitul secolului 6, prin Grigorie cel Mare. Apoi a dobândit autoritate și supremație, în mod special de-a lungul Evului Mediu. Au fost și perioade de decădere în care regii oarecum s-au răzvrătit împotriva autorității papale, dar în mod deosebit până la reformă, i-a dominat scena religioasă și politică, chiar socială, din Europa. În ce privește catolicismul, care este cea mai numeroasă aripă a creștinismului, cu peste un milion de membri, un miliard, mulțumesc de corectare, este specifică conceptul de infailibilitate papală, decretat în forma care avem acum în secolul XIX. Maria este socotită patroana catolicismului. Din primele secole s-a impus celibatul preoților și ceva mai târziu purgatoriu, acea stare de purificare pentru admiterea în rai. Începând din anul 1054, în urma unor conflicte repetate, s-a produs așa numita Marea Schismă, când răsăritul s-a separat de apus. Biserica Ortodoxă are pretenția că este păstrătoarea crezurilor din vremea conciliilor ecumenice universale din primele veacuri. În Biserica Ortodoxă nu au mai apărut schimbări majore de doctrină din secolul 8, când se încheie perioada cu Ioan Damaschinul. Poate unii dintre dumneavoastră, adică sigur unii, ați ieșit din sânul ortodoxismului, care are accente diferite, fiind o biserică sinodală, de exemplu, neacceptând pe papa ca și cap al bisericii, și având la bază 7 taine, începând cu botezul și până la ultimul act administrat, în cazul bolnavilor, maslu, ceea ce se bazează pe Iacov capitolul 5. Aici sunt încorporate mirungerea, ceea ce echivalent ar fi la noi botezul cu Duhul Sfânt, pocăința și mărturisirea, o singură taină, hirotonisirea preoților, căsătoria sau cununia și mărturisirea. Împreună cu pocăința, cred că le-am numit pe toate, dacă bine îmi amintesc. Oricum, am vrut doar să fac o prezentare sumară a acestora. În cadrul social, politic și economic al Renașterii, la mijlocul mileniului 2, a apărut, cum știți, reforma, care a fost prefațată de alte mișcări ale albigenzilor, valdenzilor și alți pre-reformatori, ca Jan Hus. Atunci însă s-au impus Martin Luther, John Calvin, Elvețianu Zwingli, și Europa de Nord și Nord-Vest a devenit protestantă. Apoi și America de Nord, în cea mai mare parte este până aproape în vremea noastră, America de Sud este în mare parte catolică, cum știți, cu excepția Braziliei și a Guianei franceze, începând de la Mexic până Sud, se vorbește spaniola. Au apărut apoi alte și alte confesiuni. Creștinismul este foarte pestriț. Congregaționaliști, presbiterieni, metodiști, coacheri, Armata Salvării, baptiști, penticostali și alte și alte. Religii sunt cele care le spuneam, cele trei monoteiste și celelalte politeiste. În cadrul creștinismului, catolicismul de ortodoxie nu este o religie distinctă, diferită. Sunt doar confesiuni. Noi, de exemplu, ne numim și pe noi confesiunea creștinismului, ortodoxi ne numesc sectă. Noi, penticostalii, numim sectă pe martorii lui Jehova, pe adventiști,
Pentru că pe lângă Biblie au și alte cărți fundamentale, cum ar fi în cadrul adventiștilor, cele câteva zeci de mii de pagini scrise de spiritul profetic, cum numesc ei, al Elenei White. A urmat, ne apropiem de spectrul nostru mai restrâns, mișcări de trezire spirituală, activități misionare, pentru că cuvântul Domnului trebuia să împlinească și Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. S-au format cu precădere în secolul 20 diferite alte organizații cu caracter profesional, caritabil sau de vârstă sau activități și organizații ale bărbaților, ale femeilor, astfel încât în perioada aceasta este o listă foarte lungă de organizații și denominații. În România, spun doar câteva cuvinte, după cum știți, odată ce am fost cuceriți de romani, în jurul anului 100, am fost sub influența Romei, a latinității, pentru aproximativ 1000 de ani, evident cu influența popoarelor migratoare, care au trecut între timp prin și peste teritoriul nostru, parte din ele rămânând. Apoi am căzut sub influența slavă, începând cu Imperiul Bulgar, s-a schimbat limba de predicare în biserici și așa a durat într-o stare de ambiguitate până în jurul anului 1500, când imediat după reformă în Ardeal au fost câteva încercări de introducere a reformei, eșuate în cea mai mare parte, celelalte provincii românești rămânând sub influența slavonă și a ortodoxiei. Abia în secolul XIX pătrunde mișcarea baptistă, în secolul XX mișcarea penticostală. Realitatea la zi o cunoașteți, peste 80% creștini ortodoxi, pe locul 2 cei de influență greco-catolică, iar dintre pocăiți, să-i numim așa, dintre denominațiile protestante, penticostalii sunt cei mai numeroși în România. Am vrut doar să vă amintesc în ideea ceea ce discutăm de acum, raportul dintre creștin și ceilalți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt născuți din nou. Cum se obișnuiește, oameni se spună la noi, în biserică, cei care nu-L cunosc pe Domnul în felul nostru. Aș vrea să vă prezint trei principii, atât. În primul rând, cu referire la ceea ce am spus până aici, este necesar să cunoaștem peisajul religios, atât ce privește religiile, denominațiile confesionale, cât și sectele, în plan local mai întâi, și apoi regional, pentru că aici este lucrarea noastră de misiune. Și ceva mai în mare, așa cum le-am amintit și în această seară, în plan național, întrucât ne-am putea întinde noi cu misiunea, că vedeți, mergem în Oltenia, mergem în Buzău, și doar ca idee, aș spune, în plan internațional, pentru că mai cu seamă în vremea noastră, dat fiind globalizarea, influențele trec foarte ușor granițele statale. În ideea aceasta vreau să arăt din Evanghelii, citind mai întâi din Matei capitolul 16, că însuși Domnul Iisus Hristos i-a provocat pe ucenici să răspundă versetul 13 la întrebarea: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, deci iată o concepție. Alții, Ilie, alții, Ieremia sau unul din proroci. Și fără să citim și alte detalii, știți că unii spuneau că Domnul are demon. Ba chiar la un moment dat scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, că au venit niște greci și au vrut să vorbească cu Domnul Iisus. Și tot în Evanghelie este scris că unii ziceau: doar n-are de gând să meargă printre greci. De altfel, influența grecilor era marcantă.
în zona evreiască. Domnul n-a insistat asupra acestei idei, a întrebat voi ce credeți. Dar ceea ce credem noi este înconjurat de ceea ce cred alții. Și noi stăm de vorbă cu oamenii și trebuie să avem o cunoaștere, mai întâi, cum spuneam, în plan regional, a ceea ce au oamenii ca și crez, a felului în care ei gândesc, pentru ca să putem să discutăm cu ei. Citesc de asemenea din Fapte, capitolul 17, unde îl întâlnim pe Apostolul Pavel în Atena, inspectând puțin situația lor religioasă. Multitudinea de zeități. Fapte 17, de la versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă, iată că era și acolo, stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu și în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Și a intrat în discuții cu epicurieni, cu stoici, unii mai liberali, alții mai conservatori, de factură ascetică, și în continuare încearcă să îi evangelizeze, pornind de la cunoașterea lor religioasă, de la altarul unui Dumnezeu necunoscut, așa cum este numit aici în versetul 23. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc și eu. Deci Pavel a recunoscut înclinația lor religioasă și a încercat să-i aducă la adevăr, să-i îndrepte. Pentru că nu există ateism natural. Toți oamenii cred ceva. Și dacă avem idee despre ceea ce ei cred, putem să-i ajutăm, să-i îndreptăm pe calea cea bună. Citesc și alte texte, Fapte 21, aici deja ne aflăm în mijlocul gândirii iudaice. Apostolul Pavel se suie la Ierusalim și spune Scriptura aici de la versetul 19, după ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănunțiu ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi au zis, vezi frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râfnă pentru lege. Deci ei crezuseră, dar nu se puteau debarasa de concepțiile lor anterioare. De aceea, știți ce scrie în continuare? L-au determinat pe Apostolul Pavel să aducă o jertfă, deși templul nu mai era în funcțiune înaintea lui Dumnezeu, să îndeplinească un ritual de curățire după concepția vechi testamentală. E și greu de spus în ce măsură și cât a greșit Apostolul Pavel aici. Vreau doar să observăm că fie că vrem să cunoaștem, fie că nu, concepte religioase din jurul nostru, oricum am vrea, sunt atât de prezente încât nu putem să le evităm. Și trebuie să gândim ce-i de făcut, ce vom spune oamenilor noi, cum vom practica referitor la aceste chestiuni. Mai citesc și din Apocalipsa capitolul 2. Și vorbind aceste lucruri, vreau să ne gândim nu doar la noi, că oricum noi suntem privilegiați. De exemplu, la cei care misionează în Oltenia, unde e plin de vrăjitori. Sau la alții care se duc și mai departe, peste hotare. Apocalipsa 2, de la versetul 13. Știu unde locuiești. Acolo unde se scaun de domnia al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo pe niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să dea la corvie. Îi tolerau și eu întreb, nu cunoșteau concepția asta că e greșită?
nu puteau să o combată, de ce nu s-au dezis de ea? Deci este important ca în zona noastră, cel puțin, să cunoaștem ce este adevăr și ce este eroare. Amin? Să putem să iluminăm pe oameni, să le spunem unde este greșeala concepțiilor lor. Dar asta nu se poate, spun mai întâi, cel puțin pentru cei ce predică, pentru slujitori și pentru fiecare în măsura în care are de-a face cu oameni din jurul lui, fără o cunoaștere sumară a fenomenului religios înconjurător. În al doilea rând, este indicată susținerea biblică, nu confesională, a adevărurilor sfinte în discuții, în relațiile, în orice formă de interferență a noastră cu cei din jurul nostru. Pentru că în activitățile social-profesionale, de regulă la servici, la școală, se discută pe teme religioase. Aminteam noi în lecția anterioară că nu putem să ieșim din lume. Trăim între ei și vrând nevrând discutăm și pe teme religioase și chiar este indicat să o facem, doar să nu aruncăm lucruri sfinte la câini. Cu atât mai mult se pune problema acolo unde sunt familii mixte și lecția următoare va fi rezervată acestui domeniu. Și bineînțeles câmpului de misiune. Sunt oameni care se împotrivesc cu înverșunare, alții care sunt în ignoranță. În situația aceasta este bine să prezentăm Scriptura, să nu mergem în față cu conceptul nostru pentecostal, așa spune doctrina noastră, dogmatica noastră. Atunci îi provocăm pe oameni să țină și ei la partida lor. Și știți că din totdeauna partidele au făcut mari probleme. Dacă unul zice eu sunt al lui Apollo, altul al lui Pavel sau al lui Chifa, Apostolul Pavel a fost nevoit să readucă între ei imaginea primordială și măreața Domnului Hristos. Să mergem în fața oamenilor cu Scriptura. Asta înseamnă ca toți membrii bisericii să fie echipați din punct de vedere a cunoașterii biblice și ceea ce susțin să cunoască din Scriptură, să se apere cu sabia și totodată să lovească, să o spunem așa, tot cu sabia aceasta cu două tăișuri, cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă noi ne vom scuza în mod superficial, eu așa cred, la noi așa este. Nu cred că vom avea succes și nu cred că este drept înaintea lui Dumnezeu. Oamenii în concepții lor sunt relativi. Doar Biblia deține adevărul absolut. Vă voi prezenta un exemplu în ideea aceasta din Galateni, capitolul 2, ca să vedeți că ispita e destul de veche. Și astfel când suntem cu penticostale putem fi așa și dacă intrăm într-un mediu baptist ne putem da puțin cu ei. Spune Scriptura aici, Galateni 2, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o provăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Deci iată, apostolul, după ce descoperire a avut, a primit Evanghelia la Domnul Hristos. Am urmat o descoperire care l-a trimis să se înțeleagă și cu ceilalți, să vadă ei cum propovăduiesc. Dar dacă el și-a fi spus, eu mă duc să mai cer informații de la ei, să-i întreb și pe ei, Scriptura spune ceea ce e valabil și în privința aceasta, nimeni să nu se socotească singur înțelept. Tot Scriptura mai spune că noi credem în parte. Și vorba aceea, toți oamenii au un cap și fiecare cap o părere. Și dacă nu ne este Domnul Hristos capul și dacă nu ne lăsăm coordonați de Scriptură, nu vom face decât deservicii lucrării lui Dumnezeu. În continuare este scris că n-a trebuit amendată sub nicio formă Evanghelia lui, doar i-au punctat anexa cu sărace pe care Pavel a spus că a avut-o și până atunci. Dar de la versetul 13 apare un incident
Citim, dar când a venit Chifa în Antiohie, am stătut împotrivă, în față căcerea de osândit. În adevăr, înainte de venire onora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, deci fără restricții vechi testamentale. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnava a fost prins în lațul fățărnicii lor. Când am văzut eu că nu umblă după dreptarul adevărului Evangheliei, drept, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, explică el în continuare, nu asta ne-a adus mântuirea, ci credința în Domnul Hristos. Deci iată cum putem să fim foarte subiectivi, părtinitori, dar Dumnezeu vrea să fim drepți. Adevărul Evangheliei să rămână în picioare. Și dacă cineva a avut o concepție mai puțin bună, să fie gata să o schimbe. Nu apărăm teoria noastră, nici preconcepțiile noastre. Am vorbit în săptămâna de evangelizare cu unul din frații veniți la noi, fiindcă am surprins o idee din predica lui și am spus, frate, în urmă cu 7-8 ani ai fost la noi și a fost un studiu pe tema aceasta și ai avut altă concepție. Între timp, spune în drept, ți-ai schimbat-o? Dar era vorba de o schimbare în bine. Și a spus, da, frate Iosif, am cercetat și mi-am schimbat convingerea la acest capitol. Așa ar trebui procedat. Așa este drept înaintea lui Dumnezeu și vom câștiga în raport cu cei din jurul nostru. Citesc tot din Galateni, în aceeași idee, capitolul 6, de la versetul 12. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăierea împrejur. Să fim și noi ca ei. Numai să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici cei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea. Deci iată cum unii țin la părerile lor, dar nu la adevăr și nici nu-s pocăiți pentru asta. Ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Cum spunea Domnul și în Matei 23, că unii colindă mare și uscatul să mai facă un tovarăș de slujbă, să mai aibă un membru în plus, dă-i tot fiul algenii ca și ceilalți. Nu prozelitismul trebuie să fie politica noastră religioasă, ci prezentarea adevărului în lumina Scripturilor. De aceea scrie în continuare, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, adică nici originea lor iudaică, nici de tăierea împrejur, convertirea ulterioară dintre neamuri, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Deci la urma urmei, anumite forme exterioare, lipsite de substanță, sunt egale cu zero, fie că e una, fie că e alta. Aici spuneam că este foarte necesar să fim echipați, să cunoaștem, pentru că noi suntem chemați nu doar să vestim Evanghelia și dacă nu o știm, nu o putem vesti, dar și să o apărăm. Repet, nu părerile noastre, ci cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu luăm drept cuvântul lui Dumnezeu părerile noastre. Că așa formulăm noi lucrurile, dar Dumnezeu ne cunoaște inimile. Citim drept exemplu dezbaterea din Ierusalim, Fapte, capitolul 7, Fapte 6, de la versetul 7, unde este vorba despre Ștefan și alți simpatizanți a unor curente religioase din vremea aceea. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea tot mai mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Dar ori din ei au venit cu bagajul lor confesional. Ștefan era plin de har și de putere și făcea multe minuni și semne mari în norod, unul din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia
și din astea au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului care vorbea el. Adică fiecare susținea părerea lui, probabil era un domeniu unde ei se coalizaseră, dar Ștefan prezenta adevărul lui Dumnezeu sub puterea înțelepciunii cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Un alt exemplu de astfel de probleme îl întâlnim în Fapte 19, unde de la versetul 8 este prezentat Pavel în misiunea sa în Efes. A intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală, timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, socotind-o o altă sectă sau o altă mișcare separată de ei, ei nu țineau la adevăr. Pavel încerca să le explice, să argumenteze. Ei țineau la teoria lor de până atunci. Pavel a fost nevoit să se separe de ei, a despărțit pe ucenici și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Deci fiecare în funcție de cât este dator, cum spunea apostolul Pavel, eu sunt dator și grecilor și barbarilor, trebuie să facă față acestor diferențe. Un domeniu întâlnit atunci și sub altă formă prezent și astăzi, îl întâlnim în 1 Corinteni 10, unde din nou trebuie să apărăm adevărul fără să ținem la concepțiile noastre confesionale sau chiar la preconcepțiile noastre datorate unei alte sorginte. 1 Corinteni 10, citesc de la versetul 14. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idole. Și aici vorbește că nu putem să luăm parte și la lucrările idolatre și la lucrările sfinte. Dar apoi de la versetul 23 scrie: toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață fără să cercetați ceva din pricina cugetului. O problemă care poate fi și actuală. Se duce un frate la lucru undeva unde a fost, știu eu, o sărbătoare rituală, în cinstea vreunui mort sau masa de după o nuntă, se pune problema, poate să mănânci. În vremea aceea existau multe temple, cu o multitudine de ofrande aduse zeilor, din care, așa cum știm și din istoria Vechiului Testament, nu se consuma totul prin ardere și nici nu consumau totul preoți. O parte era supus vânzării. Adesea credincioșii fiind săraci, se punea problema, au dreptul să cumpere sau n-au dreptul? Se duc să lucreze la alți oameni, că nu puteau să iasă din societate. Pot să mănânce din acel meniu? Iată cum explică apostolul. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Având înțelegerea că o viață spirituală, o relație bună cu Domnul, îți dă stăpânire peste toată influența demonică și dacă ar fi fost făcută o slujbă, dacă poate fi numită așa, pe anumite alimente, nu le afectează cu nimic. Dacă Domnul merge până acolo și zice... Și dacă ar fi ceva de moarte. Și în continuare scrie, explicând, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Cu alte cuvinte, i-au luat lucruri din bucătăria lui Dumnezeu, le-au trecut prin a lor și acum au ajuns pe masa noastră. Și dau originea, nu-i tot de la Domnul. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați. Din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, că de altfel al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc, aici explică puțin, nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Adică unul care nu este învățat și nu cunoaște adevărul,
Dacă eu mănânc împreună cu el, cum era cazul atunci, sau să zicem acum, el poate fi ispitit când este invitat de alții să participe din nou la acele ofrande. Și pentru el nu mai sunt o simplă masă ca pentru mine. M-am săturat, amin, mulțumesc Doamne și la treabă. El rămâne cu închinarea idolatră în minte. El când a zis rugăciunea și a mai făcut o cruce, n-am băgat de seamă că eu n-am făcut-o. Și în ideea aceasta se pune problema să umbli în dragoste, să ai grijă de celălalt. Dar așa cum am citit din Galateni 2, noi să nu ne lăsăm influențați ca pentru noi. Avem grijă de ei, dar noi înșine să nu fim influențați de nimic ce ține de apanajul confesional extra-biblic și numai de adevărurile sfinte, amin? Dar pentru asta trebuie să citim Biblia și pe ea să ne fundamentăm, făcând abstracții de ceea ce am gândit noi uneori. Discutam ieri cu un frate despre un anumit domeniu și zice, așa se explică. Și am spus, frate, la concepția asta n-ai ajuns dumneata de citind Noul Testament. Îți spun eu, ai citit alte cărți. Și atunci s-a format așa, în felul acesta, configurația și ți se pare că așa este. În al treilea și ultimul rând, ceva ce este foarte important, Biblia condamnă ecumenismul ce tolerează o doctrină lipsită de adevăr. Aparent creștinismul fiind atât de împrăștiat, lăsând religiile și alte deoparte, ar fi de dorit să se unească. Domnul a lăsat o singură credință. Eu sunt un singur Dumnezeu. Da, dar la ce numitor comun? Asta e foarte important. Biblia ne recomandă să fim una. Domnul Iisus a rugat să fie una. Dar una cu cine? Că în același timp Biblia este înserată de recomandări, de divizare. Atunci când se pune problema unirii cu cine are o învățătură falsă. Scriptura ne spune în Vechiul și Noul Testament, ieșiți din Babilon, nu vă atingi de nimic din ceea ce este necurat. Iată cât de atenți ar trebui să fim. Citesc doar din 2 Corinteni, capitolul 6, unde scrie acelorași credincioși despre care am vorbit până acum, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între prihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întâlnire, cu ce înțelegere? Iată aici aspectul religios. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Există în cadrul creștinismului așa numită mișcare ecumenică, dar și în plan mondial există o mișcare ecumenică interreligioasă. Ba chiar este un efort al oamenilor politici, a filozofilor și poate și altor mișcări și organizații, ce nu-i cazul să le definim, care se luptă, poate pentru supremație, poate alții cu un gând bun, însă numai de factură omenească, să unească pe toți, cum vă spuneam, să nu mai fie atâtea conflicte, să elimine atâtea dispute, să facă o religie unică. Astfel sunt uneori adunări, așa zise, pentru pace, dacă vă amintiți, și Ceaușescul, și în vremea sa se scria despre ele. Ele sunt tot mai frecvente când se adună catolici, ortodoxi și alte componente ale creștinismului cu alte religii, cu Dalai Lama și cu alți imami și așa mai departe, și guru indien, fiecare după titulatura lor, să se roage toți împreună, fiecare în felul lui. Este un fel de toleranță care nu este deloc recomandată de Scriptură. Pentru că spune Scriptura aici împreună cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idoli. Și iată porunca, am putea o numi. Versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Așa a fost cu Avram când Dumnezeu i-a spus ieși, de unde a ieșit Avram? Exact din peisajul acela politeist primar de care am vorbit, din Mesopotamia. De ce au trebuit să se separe evrei? De politeismul acela imoral cananit de care aminteam. De ce trebuie să se separe creștinul? De religiile din jur.
și chiar de celelalte confesiuni ale creștinismului care au împrumutat treptat concepte și practici păgâne și chiar demonice. Gândiți-vă numai câtă vrăjitorie este în creștinism. Așadar, nu uitați, trebuie să cunoaștem ce cred alții și noi să le prezentăm un adevăr biblic. Dar religia curată ne cere să ne păzim neîntinați. Trebuie să evangelizăm, Domnul ne-a trimis în lume, dar nu cumva să ne influențeze ei pe noi, să fim atenți în mod deosebit cu cei slabi și pe noi să ne păzim, ca nu cumva să fim ispitiți și noi. Și în încheiere amintesc, Domnul Hristos spunea că grâul și neghina vor locui împreună până la seceriș. Nu pot fi separate în vremea noastră în mod absolut. La nivelul comunității locale noi trebuie să dăm afară răul, zice în 1 Corinteni 5. Dar la nivelul organizației, a întregului peisaj creștin, numai Domnul îi va separa pe cei buni din mijlocul celor răi. Sau depinde cum este ipostaza pildilor din Evanghelie, va scoate pe cei răi din mijlocul celor buni. Trebuie să fie clar să separăm adevărul de eroarea, de minciuna din religii. S-a dus un misionar și a vorbit undeva prin Asia, pare mi se. Și a început să le spună, uitați-vă la religia noastră și înțelegeți și faceți diferența dintre a voastră. De exemplu, pentru hinduși nu-i mare lucru să mai accepte lângă multitudinea lor de zei încă unul. La ei se pune problema când îi dăm jos pe toți ceilalți și instaurăm numai pe Domnul Hristos. Și oarecum conciliant îi spune celălalt, auzi, religie să fie, închinare să fie. Dar într-o zi când s-a îmbolnăvit și știa că la baza de misiune există și un medic, și-a trimis după el, a zis, nu, du-te, cheamă un veterinar. Cum îți bagi joc de mine? Ai spus că religie să fie, doctor să fie. Nu poți să iei un medic pentru animale să-l dai la oameni. Nu poți să iei un idol și să-l pui în fața oamenilor să li se închine. Și în ultimul rând, nu uitați, adevărata religie are și un preț pe care trebuie să-l plătim noi. Slavă Domnului, dar cel puțin să se păstreze pe el curat. Într-o localitate, cineva predica de multă vreme și n-avea succes. Poate am spune noi, nu era pocăit, dar nu era neprihănit, de ce n-a avut succes? Sunt situații și situații. Și cineva mai în bătaie de joc i-a zis, băi, de ce mai predici că tot ții la adevărurile astea, dar vezi că nu te crede nimeni, măi. Acum, oricum, ne-ai făcut pe toți să le știm, chiar dacă nu sunt de acord cu tine. De ce tot le afirm? Și le-a spus, am două motive. O fac pentru voi să vă misionez, sau cel puțin să fie de mărturie. Dar mai am un motiv. O fac pentru mine. Îmi repet crezul ca cel puțin eu să rămân întemeiat în el. Pentru că se întâmplă să fim slabi la capitolul acesta când toată lumea se înclină într-o parte, când curenții, cum spunea apostolul, epistolele, cuvinte, bat din toate direcțiile și dacă nu avem verticalitate și nu știm ce credem cu adevărat, atunci ne abatem de la adevăr și ce-ar fi și mai trist, numai Domnul Hristos ne poate păstra în coloritul acesta religios al lumii noastre. Dar cu siguranță Duhul Sfânt este atot suficient să ne păstreze. Numai să fim sinceri, să dorim adevărul, căci în curând Domnul când va veni, pe ei săi pe care îi cunoaște, asta e pecetea lui, el i-are pecetul lui spre a lui, ne va lua la sine, amin.